Nu stingeți Duhul. Am ascultat în seara aceasta ce a vrut Dumnezeu să ne spună cu privire la ceea ce a pus în noi și la ceea ce ne poate lua păcatul sau ne poate lua diavolul din noi. Domnul a pus Duhul Său, Cel Sfânt, în noi și rugăciunea lui David, cred că cea mai fierbinte dintre toate era tocmai: nu lua de la mine Duhul Tău, Cel Sfânt. Ca Biserică Pentecostală noi înțelegem valoarea, importanța, prioritatea Duhului Sfânt în viața noastră și vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Știm ce înseamnă Duhul Sfânt pentru noi, știm ce înseamnă Duhul Sfânt pentru viața personală, pentru călăuzirea noastră, știm ce înseamnă pentru slujirea noastră, știm ce înseamnă pentru închinarea noastră, știm ce înseamnă pentru pregătirea noastră pentru veșnicie. De aceea, mai mult ca oricând, să căutăm acest foc al Duhului Sfânt să ardă în inima noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu stingeți Duhul. Ne duce acest verset cu gândul la, să spunem, o metaforă, un simbol, o imagine a Duhului Sfânt pe care o folosește Scriptura de multe ori. Duhul Sfânt ca un foc. Duhul Sfânt este simbolizat în multe, multe moduri în Scriptură. Dar unul, cred că, dintre cele mai sugestive imagini este imaginea focului. Și acest foc care nu trebuie stins, care trebuie întreținut, care trebuie să cuprindă inima noastră și să fie din ce în ce mai mare. Asta ne arată că este ceva în controlul nostru. Este ceva ce noi putem face să crească sau ceva care poate să scadă în viața noastră. De aceea trebuie să ne întrebăm în această seară dacă în noi, dacă în viața noastră, dacă în inima noastră Duhul Sfânt își găsește locul, dacă Duhul Sfânt crește, ne face să creștem sau Duhul Sfânt este deja pe picior de plecare. David și-a dat seama că Duhul Sfânt este gata să-și facă valiza și să plece. Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău, Cel Sfânt. Și-a dat seama că nu mai poate să rămână multă vreme așa. De aceea rugăciunea lui era aceasta și rugăciunea noastră să fie și în seara aceasta aceeași ca și a lui David. Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău Cel Sfânt. Dar dacă vrei ca Duhul Sfânt să rămână, trebuie să faci ceva. Dacă vrei ca Duhul Sfânt să rămână în viața ta, să rămână în inima ta, nu te poți mulțumi cu starea în care ești căldicel, nu te poți mulțumi cu situația în care te găsești, ci trebuie să faci o schimbare. Și în seara aceasta vrea Dumnezeu încă să schimbe viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Focul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ca un foc. Și îmi plac câteva gânduri pe care le voi aduce înaintea voastră. Ce este focul pentru noi? Ce simbolizează? De ce Dumnezeu a folosit imaginea aceasta a focului pentru a arăta ce poate însemna Duhul Sfânt pentru noi? În primul rând, focul este o imagine a puterii. Focul este o imagine a puterii. Știu foarte bine cei care au inventat motorul pe abur. Focul acela care ardea, cărbunii care se aruncau mereu acolo și focul acela care crea compresie, presiune și punea în mișcare. Și care încă pune în mișcare atâtea și atâtea motoare. Chiar și mașinile voastre, tot pe bază de foc merg. Controlat. Cu injectoare, puțină benzină sau puțină motorină, cu aer, comprimat, făcut, focul pune în mișcare. Focul este energia cea mai mare din acest univers. De aceea trebuie să înțelegi că Duhul Sfânt este Cel care pune în mișcare, Cel care are cea mai mare putere. Focul înseamnă putere. Și astăzi, din păcate, vedem cum din ce în ce mai mult puterea bisericii scade. Vedem cum puterea cântărilor scade, puterea predicilor scade, puterea lucrărilor noastre scade. De aceea, dacă vrem să creștem, dacă vrem astăzi putere, singura resursă a puterii este Duhul Sfânt. Domnul Iisus a spus: rămâneți aici până când veți primi o putere, când va veni Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu este o putere, ci El aduce cu El putere. El nu este doar o putere, El este o persoană și este și aduce puterea cea mai mare din universul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Avem nevoie de putere. Avem nevoie de putere și vedem cum
pe zi ce trece suntem tot mai slabi. Dar focul mai înseamnă și altceva. Focul înseamnă și puritate. La templu erau uneltele din templu, se curățau. Erau unelte care se curățeau cu apă. Dar cele mai multe din unelte, cele mai multe din vase se curățau prin foc. Focul curăța cel mai bine. Aurul, ca să fie curat, aurul ca să fie pur, trebuia trecut prin foc. Cu cât era mai mare focul, cu atât zgura era ridicată la suprafață, era îndepărtată și aurul devenea tot mai pur, tot mai curat și tot mai curat. Spunea cineva că acel aurar care pregătea aurul și îl curățea a fost întrebat de un copil: de unde îți dai seama că aurul este curat? De unde știi? N-ai aparatură, nu poți să măsori. Acum se măsoară câte carate are, se poate vedea într-un fel sau în altul, se poate face analiza în laborator. Aurarul acela a spus: pun aurul pe foc. Încet, încet, în foc, impuritățile ies la suprafață. Nu, vin necazuri, vin încercări, vin momentele de stres, de tensiune, stres test se numește. Și atunci când te enervează cineva, iese la suprafață zgura care este în tine. Și aurarul ia zgura aceea, o aruncă, mai lasă pe foc și încet, încet tot iese zgura la suprafață și spunea el: în momentul în care nu mai este zgura și în momentul în care mă uit peste vasul acela în care este aurul și se oglindește chipul meu, văd totul curat ca într-o oglindă, atunci pot să spun că este un aur curat, un aur pur. Duhul Sfânt lucrează la curățirea noastră. Duhul Sfânt lucrează la sfințirea noastră. El ne-a fost dat pentru asta, de aceea avem nevoie astăzi mai mult ca oricând de Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Duhul Sfânt nu este doar o viză pe pașaport, așa cum am auzit de multe ori: am pus viza, am viza pe pașaport, de acum cu Domnul în rai. Mai râd eventual de cei care nu-s botezați cu Duhul Sfânt, mă bat cu pumnul în piept că eu sunt și am plecat. Duhul Sfânt trebuie să lucreze în noi sfințirea în fiecare zi, curățirea noastră în fiecare zi, să fim aur curat, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Duhul Sfânt, ca foc, mai face ceva, mai are și simbolul acesta al prelucrării. Focul prelucrează, nimic nu poate fi prelucrat mai ușor, mai repede și mai bine ca în foc. În foc, orice piatră, orice metal, orice material, oricât de rezistent ar fi, orice diamant, orice lucru care e trecut prin foc, poate să fie prelucrat. Orice metal poate să fie prelucrat. E adevărat că vorbim de temperaturi de mii de grade. Dar focul, focul face în așa fel încât orice metal, oricât de dur ar fi el, să cedeze, să devină maleabil și să poată fi prelucrat. Vedem cum de multe ori caracterele oamenilor încăpățânați, unii greu, greu de lucrat cu ei, este însă ceva ce poate să prelucreze, este ceva ce poate transforma inima omului. De aceea, noi niciodată nu ne punem încredere în psihologie, în științele acestea, în științe sociale, în filozofie, în nimic altceva, în puterea convingerii noastre. Dar știm că ceva se poate, ceva, singurul care poate schimba ceva, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am auzit cu toții și o să auzim de aici încolo anul acesta statisticile care au spus că Biserica Pentecostală a crescut. Știți unde a crescut cel mai mult Biserica Pentecostală? În rândul romilor. E bine, discuția asta am avut-o deja, cred că mai bine de 10 ani în urmă, am discutat până la cel mai înalt nivel în România. Au recunoscut miniștri, prim-miniștri, președinți, au recunoscut toți. În sate unde poliția nu putea intra, în localități unde legea n-avea niciun efect și n-avea nicio putere. Au recunoscut ei și au spus: singurii care au putut face ceva acolo, în satele acelea, în orașele acelea, și Toflea este un exemplu, dar pe lângă el sunt multe, multe alte exemple. A fost Biserica Pentecostală, dar nu Biserica Pentecostală,
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt poate să schimbe cele mai grele și cele mai complicate stări, cele mai dure inimi, le poate schimba Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și sunt atâtea exemple din istorie, din istoria bisericii, oameni, cei mai mari interlopi, cei mai mari criminali au fost transformați pentru că unul singur poate să transforme, să prelucreze caracterul omului. Cel mai greu caracter îl poate prelucra totuși cineva, Dumnezeu. Ceea ce la oameni este cu neputință, Duhul Sfânt poate să schimbe. De aceea noi credem că puterea Duhului Sfânt poate să schimbe și pe cei mai răi oameni, cei mai căzuți oameni, din toți oamenii. Duhul Sfânt poate să scoată ceva, poate să prelucreze, poate să transforme. Slăviți să fie numele Lui. De aceea noi avem nevoie de acest Duh Sfânt, de aceea noi avem nevoie de acest foc care poate să prelucreze, poate să modeleze, poate să întărească. Binecuvântat să fie numele Lui. Focul mai are și o altă caracteristică sau un alt simbol, pasiunea. Focul înseamnă pasiune, entuziasm, bucurie, zel, râvnă, ceva care arde în lăuntrul nostru. Vedeți, noi am discutat astăzi despre proiectele noastre, despre proiectele bisericii, despre situații, despre carențe, despre lipsuri, despre nevoi. Pentru unii e mult deja ce se face pentru biserică, alții văd că într-adevăr este puțin. Oare cine îi va convinge? Cine îi va convinge pe alții să vadă că sunt atâtea locuri goale în cor? Cine îi poate convinge să meargă, să se implice? Cine îi va convinge pe cei care vor fi invitați să ne implicăm în continuare în lucrarea de misiune, să mergem în satele în care nu s-a predicat niciodată Evanghelia? Cine îi va motiva? Cine îi va încuraja? Cine va încuraja pe cei care au posibilități financiare să se implice, să facă ceva? Oamenii, comitetele, păstorii încearcă tot felul de strategii, tot felul de modalități prin care să implice biserica, să implice membrii, să se implice măcar într-un departament al bisericii. Aceasta este biserica ideală în care fiecare membru, bărbat sau femeie, este implicat în măcar un departament al bisericii. Măcar un talent a primit fiecare. Unii au primit 3, alții 5, alții 10, alții 100, dar unul cel puțin l-ai primit. Ei, cu acela să lucrezi. Măcar o lucrare, o slujire. Te întreabă cineva, tu ce faci pentru Dumnezeu? Nu să ridici din număr să spui soțul meu, copiii mei sau alții. Ci tu să spui, da, eu mă ocup cu asta, rugăciunea, postul, mijlocirea, dărnicia, nu știu care poate fi, pot fi atâtea și atâtea lucrări pe care le poți face. Dar cine te poate convinge, cine te poate motiva, cine te poate determina să faci lucrul acesta cu pasiune? Am observat de atâtea ori lucrul acesta și îmi place cel mai mult, îmi place să lucrez cu oamenii care au pasiune. Nu mai am timp să trag de unul și de altul și să trag și... Chiar dacă vine, mare de bombănit și după ce a terminat, iar mai bombănește 3 ani, nu-mi trebuie. Dacă face cineva și tot ce facem, să facem cu bucurie, cu pasiune. Omul care face cu pasiune nu mai trebuie împins, trebuie doar să-i spui, uite, asta e de făcut, acolo, mă pot, da, gata. Nu trebuie să stai să-i explici, nu trebuie să stai să-l tragi, să-l provoci în fiecare zi, hai să facem ceva, trebuie să-l motivezi, pentru că din lăuntru pleacă. Asta e pasiunea. Convingerea, motivația nu mai pleacă din afară. Nu trebuie să vină cineva să mă motiveze, să mă îndemne, să mă împingă, ci pleacă din lăuntru. Și când pleacă dinăuntru, singura problemă e doar să spui stop. Până aici, mulțumim, du-te acasă că mai treabă, vezi că totuși e bine, să nu-ți neglijezi nici familia. Asta e când ai pasiune. Când n-ai pasiune, nu se face nimic. De aceea mă rog ca Domnul să aprindă acest foc al pasiunii în viața noastră. Și apoi focul, în încheiere, să spun că focul înseamnă și simbolizează și părtășia. În jurul focului oamenii s-au strâns. Focul, așa spun oamenii, din primitivism, deja oamenii se adunau în jurul focului. Și focul a fost, zic ei, cea mai mare descoperire. În jurul focului oamenii s-au adunat și Pavel. La un frig mare trebuie un foc mare. În jurul focului s-a adunat și Petru.
Numai că Petru s-a adunat la un foc străin, la un foc al oamenilor fără de legi, la un foc al dușmanilor lui Isus, al celor care bârfeau, a celor care erau gata să omoare pe cine nu era de acord cu ei. Nu era un foc al păcii, al dragostei, al bunătății, al sfințirii, era un foc al nelegiuirii și al păcatului. Dar Petru s-a văzut constrâns pe undeva la compromisul acesta. Vreau să fiu aproape de Domnul, dar la focul sau în jurul focului celor răi, împreună cu cei răi. Și fiind acolo, ca să-și păstreze poziția acolo, nu cumva să piardă, nu cumva să stea în frig, a început și să mintă, să se lepede de Domnul, să spună altceva. De aceea, eu cred că aici, în locul acesta, Dumnezeu vrea să aprindă acest foc. Acest foc al Duhului Sfânt și aici să fie oameni care îl caută pe Domnul. Să fie un foc al sfințirii, un foc al curățirii, un foc al puterii, să avem putere, să avem îndrăzneală, să fim plini de Duhul Sfânt. Să ne poată prelucra Dumnezeu, să putem fi caractere cu care să se poată lucra, caractere cu care să se poată colabora, cu care să se poată discuta, cu care să se poată face ceva. Asta vrea Dumnezeu și cred că numai Duhul Sfânt poate să prelucreze orice vas în felul acesta, Dumnezeu să lucreze. Caractere pline de pasiune, de râvnă, de entuziasm, de bucurie, să nu ne mai împingă nimeni să facem ceva, ci noi, din inima noastră. Asta înseamnă când cineva face din inimă, din propria inițiativă, nu împins de altcineva, nu constrâns de altceva, nu din obligație, ci din propria inițiativă, Dumnezeu să coboare focul acesta în orice inimă. Un foc al părtășiei. Când ne adunăm, când știm că nu suntem singuri, dar venim și fiecare mai pune un lemn pe foc. Cam asta este ideea. De asta e bine când suntem mai mulți și cu cât sunt mai mulți cei care au pasiune, cu cât sunt mai mulți cei care au dorința de a face misiune, cu cât sunt cei mai mulți cei care vor să facă ceva, dărnicie, să se implice în atâtea și atâtea proiecte, cu cât sunt mai mulți, cu atât focul acesta arde mai mult. Cu atât alții vor fi atrași tot mai mult de acest foc, să facă Domnul Biserica Philadelphia să aibă mereu acest foc. Și cei care sunt în jur să se strângă în jurul acestui foc, să fie atinși, să fie umpluți și Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui peste fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. De aceea aș vrea să ne rugăm Domnului, Dumnezeu să aprindă acest foc în mijlocul nostru, în viața noastră. Întreabă-te astăzi, lași focul acesta să ardă în inima ta? Sau nu cumva l-ai stins? Dar, spunea Domnul în vechime, chiar dacă mai este doar un fitil acolo care fumegă, nici măcar nu mai e foc, nici măcar nu mai e căldură, e doar o amintire, fumul a mai rămas. Știți că, de obicei, când focul arde curat, este fum puțin. Când focul se stinge, e fum mult. Și, din păcate, sunt multe fitiluri care fumegă încă. Sunt mulți care doar fumul a mai rămas de ei. Vrem în seara aceasta Dumnezeu să aprindă focul Duhului Sfânt în viața noastră.